Bună seara, prieteni! Este ora 21 și suntem live pe Facebook. Așa cum v-am spus și aseară care sunt temele pentru seara aceasta, în seara aceasta vă propun o temă destul de interesantă. Gândul mă ucide. Știu că atunci când auziți acest titlu, vi se pare cam sinistru. Nu aș dori să vă întristați, dar se pare că totuși, în realitate, acest titlu este real. De ce vă spun că este real? Pentru că atunci când... Salut, Vlade! Deci, de ce vă spun că este un titlu destul de real? Pentru că atunci când aflați așa ceva, chiar vă întristați. Aș vrea, la ce mă refer când vorbesc de gândul mă ucide? Mă refer la faptul că foarte multe persoane, după câte știți, s-au înscris pe liste pentru a face acest vaccin. Gândindu-mă că dacă și eu împreună cu aceleși persoane aș fi pe listă să fac vaccin, l-aș face. Problema stă în felul următor. Dacă după ce am făcut acest vaccin, acele persoane ar deceda, gândiți-vă că eu tot timpul ar trebui să stau cu gândul că urmez și eu să mor. Și de aceea vă spun că vaccinul acesta care urmează să se facă, pentru că, de ce spun urmează? Pentru că autoritățile din România au început să dea rateuri. Vreau să vă spun, nu știu dacă și pe la dumneavoastră, bună seara, doamna Mirela. Deci nu știu dacă și la dumneavoastră, prin întreprinderi, au apărut liste, cum a apărut la noi la Complexul Energetic Oltenia, cu persoane care doresc, adică cu tot personalul, și să se vaccineze. Bineînțeles, eu nu am semnat, colegii mei, unii dintre ei au semnat și până aici nimic deosebit. Chiar și colegul meu de birou a semnat, mi-a zis, printre altele, dar ce mă, tu de ce nu te vaccinezi? Zic, nu vreau, pentru că oricum nici tu nu te vaccinezi. Bă, cum, nu se poate, e adevărat și se va face vaccinul. Bun. S-au trecut pe liste, după, eu știu, câteva zile, a venit inginerul de la Protecția Muncii și a spus că trebuie să dea numărul de telefon și să specifice zona unde vor să meargă să se vaccineze. Bineînțeles, fiecare unde le convine și merg să se vaccineze. Surpriză, după câteva zile revine colegul nostru și spune nu vă mai puteți vaccina. De ce? Nu știe nimeni de ce. Păi, probabil că nu vor să mai facă vaccinul, pentru că ați văzut și dumneavoastră, în urma vaccinului pe care l-au făcut, multe persoane au decedat. Problema tragică este că acest guvern, acest stat român, găsește tot timpul scuze. Fie că au fost bătrâni, fie că au fost tineri, dar au avut probleme de sănătate, deci oricum, pentru ei, scuzele sunt ceva normal. Acum mai nou văd că nu mai au nici vaccin. Și e mare scandal la nivelul acesta. Bun. Eu deocamdată, v-am spus, nu am dorit să mă trec pe listă, nu am dorit nici să fac vaccinul și nici n-am să-l fac. Din patru motive bine întemeiate. Cel puțin motivele pe care le consider eu. Dacă dumneavoastră aveți alte motive, e treaba dumneavoastră. Dacă îl faceți, e treaba dumneavoastră.
Dar aceste motive care eu personal le consider că nu sunt bune sunt următoarele. Deci aceste vaccinuri de la Pfizer și de la AstraZeneca, în primul rând, nu au un prospect clar din care să rezulte care sunt indicațiile și contraindicațiile și ce substanțe conțin. Al doilea lucru. Nu sunt obligat conform legii să fac acest vaccin. Deci, efectiv, nu mă pot obliga să fac vaccin. Al treilea, ați văzut și dumneavoastră că nici până la ora când discutăm, cei care fac vaccinul, cei de la AstraZeneca și de la Pfizer, nu pot să ne garanteze imunitatea împotriva acestui virus deja existent. Ați văzut și dumneavoastră la televizor că au fost întrebați medicii dacă ne vom vaccina, dacă mai vine alt virus, avem șanse să scăpăm sau nu. Răspunsul a fost scurt și la subiect, să zic așa. Nu garantează nimeni dacă ne vom salva sau nu. Deci, în concluzie, acest vaccin e făcut ca să cineva să obțină bani grei. Așa cum ați văzut și dumneavoastră cum sunt cu măștile. Acești monștri care apar pe la televizor, gen Arafat, cum îi zic eu, Tătaru și ceilalți, ați văzut ce afaceri au. Tătaru, de exemplu, are farmacia soția și prin farmacia soției se vând acele măști. A venit guvernul, ne-au spus, domnule, trebuie să luați aceste măști, sunt foarte bune, nemaipomenite, vă protejează și așa mai departe. După o anumită perioadă, după ce s-au vândut acele măști, vine tot guvernul și spune că nu sunt bune și că nu îndeplinesc standardele internaționale. Și atunci, doamnelor și domnilor, pe cine să mai credem? Eventual pe Dumnezeu, dacă cu Dumnezeu nu putem vorbi. Și atunci, să avem încredere în medici, nu se poate. Deci eu consider că nu pot să spun că medicii sunt toți la fel. Nu pot să spun că medicii sunt dușmanii omului. Dar sunt și specimene dintre acestea care sunt chiar dușmanii omului. Păi hai să ne gândim. La începutul pandemiei, dacă vă aduceți aminte, ieșea străinul Cercel și cu prietenul lui, da, cu toată clica și spuneau despre această pandemie. Acum, ce să vezi, au lăsat medicina și au trecut parlamentari. Deci, vă dați seama cam ce grijă au ei de populație și ce fac ei pentru populație. Și-au făcut reclamă, noi ne-am uitat în gura lor ca la Dumnezeu, să zic așa, ca la sfinți, și acum ne-au lăsat cu fundul în baltă, sunt bine mersi parlamentari, își fac afacerile în continuare, dar nimeni nu garantează pentru noi. Al patrulea punct din care eu consider că nu vreau să-l fac, pentru că ați văzut și dumneavoastră, după ce s-au făcut vaccinările, în Norvegia ați văzut că au decedat foarte mulți oameni. Acum, ce pot să spun? Că spun unii că, vezi, doamne, au fost bătrâni de la azil. Da, au fost bătrâni de la azil, dar problema este că nu toți aveau aceleași boli. Și atunci cum? Și atunci eu am luat hotărârea personală să nu mă înscriu pe nicio listă și momentan să stau liniștit să nu fac acest vaccin. Acum eu am văzut și cunosc persoane care s-au înscris, v-am spus, pe listă de vaccinare. Și acum sunt foarte disperați, pentru că nu știu ce să mai creadă. Și oare dacă și eu aș fi fost pe lista aceea și m-aș fi dus să fac și eu vaccinul, vă dați seama cam ce surpriză puteam să am.
să stau cu gândul să că mă duc să-l fac. De ce nu-l facem? De ce ne-a trecut pe listă? Și atunci gândurile astea toate te macină. Și de aceea vreau să spun că în momentul în care s-ar întâmpla, Doamne ferește, să am prieten sau cunoscut sau așa mai departe, care s-ar vaccina și, bineînțeles, m-aș vaccina și eu și aș fi auzit, așa cum v-am spus mai înainte, că ei ar deceda, cam cum stau eu cu gândul. Și atunci, chiar dacă nu aș muri, poate eu aș avea o altă imunitate, să zic așa, dar gândul ca în fiecare zi să mă gândesc că și eu urmez să trec în lumea celor drepți, atunci cu siguranță m-aș putea îmbolnăvi de inimă sau mai știu eu ce și aș putea muri din alte boli. Așa că mai bine am hotărât să stau liniștit, cum să zice, stau pe fundul meu și dacă este să mor, asta e, fiecare suntem datori cu moarte, dar ce vreau să vă spun, eu nu doresc să fiu cobaiul medicinii românești. Și din câte cunosc, doamnelor și domnilor, poate și dumneavoastră știți că înainte când se descoperea un medicament sau mai bine zis un tratament sau o injecție dintre aceasta, întâi se făceau teste în laborator. După, bineînțeles, pe cobai și știți și dumneavoastră că și înainte erau, la fiecare spital erau oi pe care se făceau teste și după ce vaccinul dădea roade, să zic așa, pe animale, de-abia atunci să implementa pe oameni. Și bună seara, doamna Florentina! Și dacă nu era nicio problemă, se continua la scară largă. Acum nici nu s-a testat, nu au niciun prospect, nu au nimic, în schimb ne obligă, să zic cu ghilimelele de rigoare, să facem acest vaccin. Și știu că puteți spune, bine, parcă mai înainte ai spus că nu e legea obligatorie. Nu e obligatorie, dar ați văzut, n-ai voie să te duci cu avionul, dacă te-ai dus cu avionul, pardon, trebuie să ai testarea, vaccin, că îți face un card și prezinți card. Mai nou am văzut în ziarul Panduru, care aparține Gorjului, că cei din complexul energetic Oltenia, care își fac vaccinul, au o zi liberă plătită. O escrocherie, o hoție, o consider eu, și nu în ultimul rând un șantaj. Păi ce, îmi dai o zi liberă de unde și plătită? Singura zi liberă plătită în România, conform legii, este pentru donatorii de sânge. Atât. În rest, ce spun ei, e o poveste frumoasă cu tută coață albă și pentru fraier, să zic așa, cu ghilimele de rigoare, care pun botul la prostiile lor să aibă o zi liberă plătită, să meargă să-și facă vaccin. După care urmările nu le știe nimeni. Dacă n-ai ghinionul să mori, poți să rămâi paralizat, din câte spun medicii din străinătate, unde s-au întâmplat cazuri să rămână paralizat sau s-au întâmplat cazuri să aibă probleme să rămână pe viață cu traume. Așa că vreau să vă spun că cel mai bine dumneavoastră luați taurul de coarne, să zic așa, și faceți ce credeți că e mai bine. Dar eu v-am spus, prefer să mor liniștit decât să fiu cobaiul medicinii românești și să fiu la număr. Ce vă pot spune? Că eu nu doresc așa ceva. Până ce nu se va dovedi că acest vaccin este viabil, până nu se va dovedi că a făcut numai bine și să vă dovezi, până atunci v-am spus că nu. Și problema este că nu e posibil ca în Rusia să nu se folosească acest vaccin.
Deci nu se folosește. Rușii folosesc vaccinul lor. Și cum, Doamne, iartă-mă, se întâmplă că ei nu mor. Au și ei morților, bineînțeles. Dar cu vaccinul ăsta au scăpat foarte mult. Și nu în ultimul rând, vreau să vă spun că poate ați auzit și noastră, Becali, de exemplu. Deci nu ne referim la el ca persoană, ce face el cu fotbalul și așa mai departe. Acum vorbesc strict din punct de vedere al umanității. Ați văzut, a spus omul clar că medicii din clinica lui, poate nu știați, dar are o clinică și medicii au spus că tratamentul care îl aduce din Rusia este foarte bun. A reușit să aducă, cum l-a introdus în țară, nu știm, e treaba lui, dar cert este că la el în cartier s-au îmbolnăvit persoane foarte multe, i-a tratat cu aceste medicamente. Familia lui Șumudic, ați văzut și dumneavoastră la televizor, la știri, tot așa, au tratat-o cu așa ceva. Jucătorii de la FCSB, tot la fel i-a tratat cu așa ceva. Inclusiv pe mama lui și familia lui. Deci, dacă aceste lucruri sunt dovedite, testate, de ce nu vrei tu ca autoritate să-l lasă să bage acest sau să introducă aceste medicamente în țară? Nu cumva faptul că el plătește medicamentele și a declarat, și știți că el are el multe păcate, dar ce declară se cam ține de cuvânt, a spus că el nu cere nimic. Dacă cineva dă o sumă modică, bine, dacă nu, nu dă nimic. Important e ca statul român să se implice ca aceste medicamente să ajungă în farmaciile din România. Și un astfel de medicament costă 8 lei. Dar ce să vezi? Stau de luni, de zile aceste medicamente blocate în vamă. Și atunci, ce să înțelegem? Că statul român au împreună cu medicii niște afaceri dubioase și atunci trebuie ca cineva să scoată niște bani. Cum v-am spus mai înainte, cu medicul Tătaru, care cu soția au farmacia din Piatra Neamț, mi se pare, da? Și ați văzut cât a avut stocul, foarte bune, foarte bune, foarte bune. Când s-a terminat stocul, au constatat că, de fapt, măștile nu sunt bune. Deci, singura posibilitate de a te apăra de acest virus, eu zic că rămâne în continuare metodele care le știți și dumneavoastră, dar vi le pot spune și eu, purtarea măștii. Îmi pare rău că n-am luat-o acum să o pun și eu pe față ca să fiu așa în ton cu această emisiune, dar nu pot să stau cu ea pe față și să vorbesc. Și fiind și singur în cameră, bineînțeles, nu aveam cum să iau acest COVID, așa cum spun onor parlamentarii noștri. Și acum, făcând așa un spirit de glumă, trebuia să-mi iau mască, că poate, eu știu, dacă le fată mintea la acești imbecili de parlamentari, o să spună mâine, poi mâine, că o să luăm și prin telefon când vorbim. Da, deci te aștept la orice. La mințile lor bolnave pe care le au, o să spună și chestia asta. Deci, purtarea măștii, cum se spune, o mască dintre aceea specială, dar vedeți, e cam scumpă, dar asta este. Spălarea foarte des pe mână cu săpun și apoi, eu cel puțin așa fac, am spirt. Și în birou și pe hol la întreprindere și acasă, deci de fiecare dată după ce mă spăl, dau cu spirt și respect ceea ce se spune, pentru că mă respect întâi pe mine și după aceea respect și pe cei din jurul meu. Și cel mai important, eu zic că este ferirea de aglomerați. Adică nu trebuie neapărat, dacă n-ai treabă sau eu știu, să te duci să stai gură căscată în aglomerație, așa, numai de dragul de asta.
Deci, eu v-am spus, dumneavoastră sunteți maturi, dumneavoastră decideți ce vreți să faceți cu viața dumneavoastră, dar eu v-am spus, poate cei care ați intrat mai târziu și ați auzit de Gândul mă ucide. V-am spus de ce această emisiune am numit-o Gândul mă ucide și repet doar pentru cei care au intrat mai târziu. Când te gândești că tu împreună cu niște persoane ai făcut acest vaccin și afli cu stupoare că cei care au fost cu tine și au făcut vaccinul au decedat, vă dați seama că tu, personal, care, să zic, ai scăpat, în continuu vei trăi cu această traumă și gândul că tu urmezi să mori, dacă au murit ei, îți pui singur întrebarea, și atunci gândul ăsta te ucide. Te ucide. Deci, ce nu te ucide vaccinul, te ucide stresul. Și de aceea eu văd că la ora actuală acest vaccin ori nu mai este, ori nu au unde să-l mai fac. Dar acum am văzut chiar și în seara aceasta că persoanele, acum au prioritate persoanele peste 65 de ani să se duc. Păi până acum puneau altceva. Acum spun altceva. Dar știți care e problema? Pe mine, cel puțin pe mine, nu știu dacă și pe noastră, nu mă mai miră absolut nimic ceea ce se întâmplă cu sistemul sanitar la ora când discutăm. Ați văzut, de câteva zile încoace, tot se întâmplă lucruri necurate pe la spitalele acestea de COVID. Iau foc, mor oameni în spital, nimeni nu spune nimic, nimeni nu e vinovat, nimeni nu plătește, nu știu, trăim într-o țară, să zicem așa, neguvernabilă, pentru că onor guvernanții sunt neguvernați. Deci pentru ei, știți cum e, vin să ne ceară voturile și atunci când obțin aceste voturi, stau bine mersi în Parlament și își bat joc de noi, râd de noi. Oare mă gândesc așa, nu cumva ar vrea ei ca noi să dispărăm definitiv, să murim și, bineînțeles, ei să trăiască? Păi, dacă vor așa, nu înțeleg de ce nu dau o lege să ne ia și aerul. Pentru că, vedeți, nu fac nimic. În spitale, dacă te duci, te îmbolnăvești, mori. Dacă stai acasă, ați văzut, sunt foarte mulți oameni care au ajuns acolo la concluzia că decât să se ducă să se trateze în spital, mai bine stau și preferă să moară acasă. Pentru că șansa de a scăpa, dacă ții tratamentul, stai izolat acasă, nu ai tangență cu alte persoane și ai curățenie, ai de toate, e mult mai mare șansa de a scăpa acasă la tine decât să te duci în spital și acolo ce să vezi, Doamne? Ați văzut, au fost persoane care au scăpat de COVID și s-au îmbolnăvit de alte boli din spitale și în final au murit de boala respectivă, nu de COVID. Deci, asta e. Trăim în România și în România, și știți ce mă doare cel mai mult? Mă doare că noi plătim pentru sănătate enorm și nu beneficiem de nimic. Și nu știu dacă ați fost așa prin spitalele din România în ultima perioadă, ați văzut și dumneavoastră că la ieșirea din spital, când vi se dau niște documente ce ați consumat dumneavoastră în spital, vă luați cu mâinile de cap. Aveți medicamente care probabil nu ați auzit de ele. Cazarea e enorm de scumpă. E mai scumpă decât la hotel. Mâncarea, ce să zic, e mâncare parcă ar fi la hotel de 3 stele, de 4 stele. Și mâncarea e sub orice critică de prost. Cazarea proastă, ați văzut. Gândaci, goange, toaletele, vai mama lor, cum arată, și așa mai departe.
Nu știu dacă ați văzut cum arată în străinătate un spital. Eu am avut ocazie să văd. N-are rost să mai discutăm. Și ne supărăm că... sau se supără medicii că de multe ori persoanele care au probleme, dacă scapă din acele pușcării, să zic așa, le fac plângere penală și încearcă să-i tragă la răspundere. Și spun medicii că ce are lumea, ce au oamenii cu ei, că n-au oameni ochi să-i vadă. Și ați văzut ca niște nesimțiți au venit și au dat cu pumnul masă că ei nu vor să mai stea, că să-și facă meseria dacă nu li se dă 500 de euro în plus. Și au salarii care ajung și la 200 de milioane. Acum, sincer să fiu, e groaznic să stai, mai ales acum în spitalele astea unde se e COVID, e groaznic. Nu e ușor. Dar asta le este meseria. Au jurat când au devenit medici, dar din păcate jurământul pe care l-au depus, jurământul lui Ipocrate, pentru ei e nul. Ei sunt obișnuiți cu banii, cu hoțiile, cu afacerile, cu măgăriile și bineînțeles că toate acestea la un loc sunt girate de alți hoți mai mari, adică de hoții guvernanți. Dacă credeți că nu am dreptate, puteți să mă contraziceți, dar cred că am perfectă dreptate. Asta este sistemul medical la ora actuală și de aceea eu nu am încredere să fac acest vaccin. Dacă dumneavoastră aveți încredere să-l faceți și să deveniți cât mai repede cobaii statului român, sau mai bine zis medicinei românești, eu nu pot să vă spun decât încercați să-l faceți. Dacă nu veți avea nicio problemă, aș fi curios să aflu și eu. Așa cum v-am spus, îmi pare bine că v-ați înscris în grupurile mele, v-am promis că mai îmi fac un grup Călătorim pe Mapamond, încă nu l-am definitivat, am început să-i fac scheletul așa și în curând voi avea și cel de-a șaselea grup. V-am spus, masajul prietenul omului, poezia și arta în lume, culturism Dodorel 62, arta și iubitorii de artă și nu în ultimul rând, rețete culinare gustoase. Și așa cum vă spun de fiecare dată, sunt plăcut, interesat să aflu de la dumneavoastră rețete mai multe, tot ce e frumos despre artă, despre poezii, despre culturism și așa mai departe. Și dacă aveți subiecte interesante, mi-ar face plăcere să le apu de la dumneavoastră și să le postați în aceste grupuri. Dar am o rugăminte la dumneavoastră să nu începeți să, că nu o să vi le aprob, să-mi puneți, de exemplu, poezii în masajul prietenului omului. Sau să-mi puneți despre masaj, ce doriți dumneavoastră, să-mi puneți în, eu știu, în Călătorim pe Mapamond. Deci nu mai doresc să amestec o temă dintr-un grup cu altă temă din alt grup. Deci asta v-am spus și asta doresc. Și v-am spus tot timpul să ne respectăm, că așa este frumos. Nu să, eu știu, să începe să faceți acolo niște afirmații că nu știu ce a spus nu știu cine și că nu trebuia. Deci fiecare are dreptul la opinie, bună, rea, fiecare își pune opinia care o dorește, dar să fie într-un mod decent. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea din această seară și sper că a fost o emisiune destul de interesantă și eu vă mulțumesc că ați fost cu mine și în această seară și nu uitați că în fiecare seară de la ora 21 suntem live pe Facebook aici pe această, în această emisiune. Și nu uitați, nu ratați
emisiunea de mâine seară, că nici nu știți ce pierdeți. O să aveți iarăși o surpriză. V-am spus că am să fac emisiuni intercalate, din mai multe genuri. Deci nu o să fie emisiuni numai de sport, numai de medicină, numai de, eu știu, turism, poezii și așa mai departe. O să fie emisiuni atractive. Deci eu am fost pentru dumneavoastră Marin Dorel alias Dodorel 62 și vă urez o seară cât mai frumoasă. Să auzim numai de bine!